Singur nu este posibil să-ți oferi iertare. Nimeni nu are dreptul să spună: am săvârșit păcatul, am procedat nedemn față de cineva, m-am murdărit, însă acestea au trecut și acum pot să uit de toate. Asta ar însemna să legalizezi starea ta păcătoasă, ar însemna să-ți declari dreptul de a fi nedemn de sine, de oameni și de Dumnezeu, de viață. De aceea omul nu se poate ierta niciodată pe sine însuși, nu are un asemenea drept. Pe de altă parte însă, omul trebuie să fie în stare să primească iertarea ce îi se oferă. Nu avem dreptul de a evita, de a refuza iertarea pe care o dă Dumnezeu sau un alt om, iertare care se oferă mereu cu un oarecare preț. Când omul rănit de noi, după ce a trecut de durerea și suferința pricinită de noi, ne spune: fie ca pacea să fie între noi, rana pe care mi-ai făcut-o s-a cicatrizat, durerea a trecut. Ai fi putut să mă ucizi cu asta, însă, prin mila lui Dumnezeu, am rămas viu. Și te iubesc suficient de mult ca să-ți dau pacea pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletul meu. Atunci trebuie să fim în stare să ne smerim și să primim iertare. Ne împiedică de multe ori să primim iertarea propria noastră mândrie. Cum pot primi iertarea? Recunoscând astfel că sunt într-adevăr vinovat. Recunoscând că eu însumi nu pot face nimic pentru mine și doar acest om, pe care l-am înjosit, l-am rănit, l-am furat, poate să-mi restituie propria mea demnitate. Cum pot oare să depind de altcineva într-o măsură așa de mare? Se întâmplă că ne este greu să primim iertarea anume din acest fel de mândrie, pentru că nu dorim să fim restaurați în propria demnitate din mila altcuiva. Dorim ca această vrednicie să o avem noi înșine sau să câștigăm dreptul de a o avea. Dreptul la iertare însă nimeni nu poate să-l câștige niciodată, după cum niciodată nu câștigă dreptul de a fi iubit. Iar a fi iertat înseamnă că cineva te iubește într-atât de mult încât este capabil să preia asupra sa păcatul tău și să-l curme în sine. De aceea, trebuie să fim pregătiți pentru a ne smeri și a primi această înjosire tămăduitoare. Și doar dacă o putem primi cu toată inima, cu întreaga conștiință, suntem pasibili de vindecare.